Situație inedită la Spitalul Clinic Parhon. Un bărbat de 66 de ani care a donat un rinic fiului său în urmă cu 10 ani a efectuat ieri un transplant renal de la un pacient în moarte cerebrală. Totodată a fost salvată și viața unui botoșenean de 58 de ani. Prelevarea de organe a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Nicolae Oblu din Iași. Medicii transmit că intervențiile au decurs bine, iar cei doi primitori din Roman și Botoșeni sunt acum supravegheați în compartimentul de transplant. Ultimele două transplanturi sunt făcute la donator aflat în moarte cerebrală. Recoltarea s-a făcut la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Iar cei doi pacienți care au beneficiat de transplant renal sunt doi pacienți aflați pe lista de așteptare. Primul dintre cei doi este un pacient din județul Botoșani, de 58 de ani, bărbat, care efectua dializă din 2021, fiind diagnosticat cu o boală autoimună. Iar al doilea pacient, un pacient de 66 de ani din județul Neamț, un pacient care avea insuficiență renală. Medicii spun că a fost și o situație nemai întâlnită. În urmă cu 10 ani, unul dintre bărbați a donat un rinic fiului său, iar săptămâna viitoare urma să înceapă ședințele de dializă. Pentru cel de-al doilea pacient este o situație mai rar întâlnită. Din păcate, pentru acest pacient, boala de rinichi nu este neobișnuită, s-a mai întâlnit cu acest diagnostic în familia dumnealui, a fost donator pentru copilul lui. Anul acesta, echipa unității medicale a realizat 24 de transplanturi renale.